Este destul de cunoscută apetența românilor pentru gratuități. Este însă o regulă care zice că nu există bun și ieftin, dar ca orice regulă, are și excepții. În acest caz, excepția vine de la Bitdefender, se numește Gonzales și este un antivirus elegant, eficient și mai mult decât orice, gratuit. Din multe puncte de vedere, lansarea acestui AV Free în România poate fi considerată un experiment și unii dintre noi chiar o vedem ca pe un experiment. Am învățat deja foarte mult din asta, dar la bază este un serviciu reliable de securitate care oferă protecție utilizatorilor și o face asta în mod gratuit. AV Free este o altă soluție. Nu este desktopul, nu este soluția noastră din Classic Line și i-am scăzut prețul la zero. Soluțiile din Classic Line au niște foarte, foarte bine definiți diferențiatori și niște foarte, foarte bine definiți added value. Pe de-o parte, noi încercăm să facem replacement, într-adevăr, la toate soluțiile gratuite din piață și chiar considerăm că vom reuși lucrul ăsta. Și pe de altă parte, încercăm să promovăm acest concept de securitate fără compromis și fără impact în performanța sistemului. În câteva cuvinte, antivirusul de la Bitdefender este pe de-o parte inteligent, se adaptează în funcție de sistem și odată instalat în scurt timp, la nivel de zile, poate o săptămână, învață foarte mult despre sistem. În momentul în care apucați să înveți ceva despre sistem, se înțelege atât de bine cu aplicațiile care rulează pe sistemul respectiv, încât nu are concurent pe partea asta, efectiv. Bitdefender nu face niciuna dintre soluții, niciun compromis. Nu există, oricât de basic ar fi soluția, oricât, în orice formă s-ar prezenta ea, pe targetul pe care se duce, nu face compromis la protecție. Interfața de AV Free este foarte smooth, este foarte streamlined, totul se mișcă cursiv, fluent și nu există pop-up-uri comerciale pe ecran, nu există alerte comerciale pe ecran, nu există alerte pe ecran, efectiv. În momentul în care este necesar, strict necesar, intervenția utilizatorului, se afișează o notificare foarte discretă în dreapta jos, dar atunci nu este necesară intervenția utilizatorului pentru că sistemul este infectat și nu mai funcționează. Infecția este izolată. Totul funcționează bine, utilizatorul poate să-și continue activitatea, dar în unele situații, de exemplu, o infecție nu poate fi dezinfectată complet, nu poate fi eliminată complet, chiar dacă ea este izolată, fără un restart de calculator. Este nevoie doar de intervenția utilizatorului pentru a da un mic restart, pentru a fi finalizată dezinfecția.